Kenoaker, în cultura Navajo, este un fel de vrăjitor cu intenții întunecate, care are putere de a se transforma sau poseda animale sau oameni. De asemenea, are și puteri telepatice. În limba Navajo, iedna și înseamnă merg în patru picioare. Unii îi numesc și purtător de piele. Cea mai comună variantă văzută în lumea horror de către oameni este următoarea. O creatură hidoasă, înaltă de multe ori peste 2 metri, slabă, dese toate coastele, cocoșată, cu un cap mare și ochi mici strălucitori, o apariție gata scoasă din iad, ce împrăște un miros de carne putrezită, cu o gură mare și niște dinți ascuțiți gata să-și sfârșie prada. Asemănat de multe ori cu coioții, câinii sau lupi, bineînțeles, în dimensiuni mult mai mari, bântuie noaptea în căutarea următoarei victime. Se spune că odată ce și-a fixat prada aceasta, nu mai are scăpare. În clanurile Navajo sunt aleși care sunt învățați de bătrâni să devină vindecători. Vindecătorii tradițional învață atât magie bună cât și magie rea pentru a-și putea face treaba cât mai bine. Majoritatea, după ce termine de învățate la bătrâni, își continuă activitatea de a ajuta semenii dar unii oameni sunt orbiți de putere și aleg să devină vrăjitori răi. Legenda a portătorilor de piele de animal nu este bine înțeleasă în afara culturii Navajo, atât din cauza că cei din triburi nu dezvăluie secretele lor, cât și din zvonurile, adevărate sau mai puțin adevărate, care învăluie acest subiect. Wendigo este o creatură demonică din mitologie, se găsesc în coasta Atlanticului și în America de Nord. Este o creatură canibală fioroasă. Spiritul Wendigo poate poseda oameni care recur la canibalism, iar înfățișoarea sa de demon te hărțuiește până te ucide. Mai sunt cunoscuți și ca Vidigo, Vedigo, Widingo, Windinga, Vitigo și Wendigo. Este descris ca fiind o bestie asemănătoare unui cer cu corp de om, ce se hrănește cu oameni, fiind înfățișarea alăcomiei și excesului. Conform legendei, oricine a mâncat carne de om poate fi blestemat și se poate transforma într-un Wendigo. Oamenii Wendigo, în toate culturile în care apar Wendigo, se crede că orice om care recurge la canibalism se poate transforma într-o astfel de creatură sau poate fi posedat de spiritul demonic al lui Wendigo. Odată transformat, omul va deveni foarte violent și obsedat de a mânca carne umană. În mitologie apare ca o creatură înaltă și masivă, cu craniu de cerb sau de câine, purtând o coroană mare de coarne, greu de ascuns. Cu ochii mici și strălucitori, de multe ori pătat de sânge din cap până în picioare, împrăște un miros dezgustător pe kilometri întregi. Strigătele lui fioroase îi pot fi auzite de la zeci de kilometri. Există multe versiuni de Wendigo, dar cea mai populară fiind cea prezentată de mine mai devreme. În alte culturi apare ca o creatură, un demon malefic sau un spirit canibal care poate poseda oameni. S-au făcut cercetări în America de Nord. Cercetătorii susțin că în America de Nord sunt cei mai periculoși Wendigo. Wendigo este o creatură posesivă și puternică, ce se caracterizează prin inteligență proprie, simțuri dezvoltate, metabolism ridicat și atracție către carne crudă, în special cea de om. A trezit interes printre pasionații de paranormal, și, într-o vreme, s-au investit destul de mulți bani în cercetarea acestei creaturi. Cercetătorii au puține dovezi materiale și mai multe mărturii de la persoanele presupuse hărțuite de această creatură. Mai au și ceva desene făcute de diverse artiști, după descrierile celor ce susțin că au văzut această creatură. Dragilor, cam atât pentru episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și un share ca să vadă și prietenii voștri. De asemenea, nu uitați să lăsați părerile voastre la comentarii. Iar până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi.